Dintre toți oamenii politici pe care îi cunoașteți, pe care l-ați susține? Pe niciunul. Pe Ponta. Nu prea cunosc om politici. Diana, lu Ponta. Și la nivel local? La nivel local nu, nu, n-am nicio preferință. Nu-i cunosc și nu place niciunul. Nici nu-i cunosc personal, nu personal. Nu-i ascult, nu mă interesează politica. Sunteți dezamăgită de actuala clasă politică? Da. Dați-mi niște nume, că nu-i cunosc. Nici național? La nivel național? Sunt un pic depășit de situație. În primul rând pentru că nu prea stau pe acasă. Deci nu cunoașteți actuala clasă politică? Nu. Dintre oamenii politici pe care îi cunoașteți, căruia i-ați acordat votul de încredere? Lu Ponta, singura persoană. Și la nivel local? Nu mai sunt la curent, că eu am fost plecată mult timp din țară. Nici nu știu cine mai e pe la Vârdi. Ce părere aveți de actuala clasă politică? Dom'le, într-un fel bine, într-un fel rău, războiul nu-mi place între ei. Nu-mi place războiul. Și păcat că, vorba aia, țara noastră nu-și va găsi liniștea nici în următorii 10 ani, cred că. Asta e. Dar eu sunt pentru Ponta și pentru o PSD-istă din 1990 și PSD-istă voi fi tot timpul. O întrebare grea, nu știu. Curent cu măsurile luate de actuala clasă politică? Păi tocmai de asta nu știu. Cam vag, așa a spus, toate măsurile. Cam vag. Măsurile care? În ce domeniu? Nu aștepți vreun om politic? La nivel național sau local? Da, și niciunul nu-l apreciez. Nu. Nu m-a convins niciunul. Un argument în acest sens? Păi stilul de viață. La mine e simplu. Văd stilul de viață și văd dacă-s condus bine. Dacă nu, nu. Credeți că se va schimba ceva în următorii 20 de ani în România? Da, acum vine întrebarea, am venit sau în rău? Da, o să schimbi, normal, constant nu-i nimic. În bine, da, sperăm toți, nu? Toți spun că da. O să schimbi în bine, dar rămânem cu speranța. Mulțumim. Sunteți mulțumită de actuala clasă politică? Absolut deloc. Absolut. Îmi lipsesc cuvintele, că sunt obosită și cred că nici nu mă simt așa de bine. Nu merită nicio stimă niciunul dintre ei. Dacă majoritatea au fost cum au fost, poate printre ei să mai fie și câte unul, nu știu cum, dar nu. Din ce în ce mai rău. Nici nu vreau să le aud de nume. Am votat de azi înainte, nu mă mai vede la vot în vecea mea. Dintre oamenii politici pe care îi cunoașteți, pe care l-ați vota? Care s-a acum, doamne? Care s-a acum? Îi cunoașteți? Oamenii politici, președinte, premierul Victor Ponta, cunosc. Mulțumit de actuala clasă politică? Nu prea. Nu prea. Din ce motiv? N-am servit, domnule. N-am servit de asta.